Lucrările de reparație din centrul orașului Nisporeni creează mari bătăi de cap locuitorilor acestui oraș. Lucrările sunt în desfășurare deja de mai bine de 3 săptămâni. Drumul este blocat, trotuarele în reparație, iar oamenii sunt nemulțumiți că nu pot traversa strada. Sunt foarte multe gropi pe aici și este foarte greu de traversat strada și chiar să meargă transportul. Și sper cât mai curând să se repară totul. M-a deranjat când mi-a rupt o perete tufte și am venit cu a doilea perete. Există trecători care nu sunt preocupați de această problemă. Mine mă interesează de așa ceva, nu știu. Deranjează care au limuzine, dar noi care mergem pe jos, au niciun deranj. Autoritățile locale promit că până la 25 septembrie lucrările vor fi finalizate. Aceasta în cazul în care timpul de afară va fi frumos.